Stai că mă duc să pregătesc până atunci. Hai, te rog, după mine. Domnul medic, puteți să veniți? Dacă vă rog frumos, trebuie făcut o radiografie aici. Las că sunt cu domnul deocamdată, da? Mă, înțeles, ne putem ocupa noi? Hai că... Te rog frumos, așa, pe masă. Da, da, da. Îți va regla, colega. Poți să-i reglezi tu aparatul, dacă te rog frumos. Apropo, des, te rog, înainte tot ce ai jos pe tine. Mă duc să punez calculatorul, ok? Așa... Colega, după ce l-ajuți, ce vreau să zic, după ce l-ajuți să-și dea hainele jos, să vii după aia la lângă mine, ok? Salut, colegă. De ce când ți-a zis că printează pompa? Am înțeles. Vă descurcați să vă supraveți acum? Doamnă... Așa e ok. Așa și partea mea. Colega, mă auzi? Pune-l acolo pe ăsta și haide după aia de la mine în cameră. Că trebuie să facem neapărat radiografia. Ruptura are penisului. Ruptura are ce? Penisului, vorbesc foarte serios. Doamna dragă, nu vă speriați. Mai bine nu spuneți, mai bine nu zic. Nu vă speriați. Și maxilarul e penisului. Dar vedem acum pe radiografie. Faceți radiografie generală? Da, da, da. La mâna dreaptă sunt sigur că mi-a ruptă, n-am mai simțit-o neapucat de el. Colega, ce ai făcut cu atâta cu pacientul? Bună, colegă, din câte am verificat eu, eu cred că are niște rupturi ale penisului și niște probleme cu maxilarul și cu mâna, mâna e vraiște și ea. Am înțeles. E ruptă-mi două. Stai că vedem ce zice acolo. Hai să... pe ăsta. Așa. Da. Fii atent.
Are o luptă, o ruptură la mână. Trebuie făcut operație pentru a scoate un rinichi. Pentru la, nu știu ce ai zis, ce ați vorbit voi pe acolo. La penis nu prea văd, e posibil să fie făcut pe el din cauza sperătorii. Atunci o să-l trimitem la un... Trebuie să meargă să fac un duș înainte și pot să-l pregătim în maxim 2-3 zile de operație. Până atunci îl putem interna aici. Bun, du-te, hai că mă duc împreună cu tine. Și spunem la pacientă. Trebuie să vorbim cu un doctor mai mare pentru operație. Bună ziua, domnul pacient. V-aș ruga să vă luați hainele pe dumneavoastră. Vă rog, ajutați-mă la tricou, că mâna dreaptă nu-mi permite. Vă rog frumos să mă urmați după aia pe mine în birou, cât și pe colega mea, să-mi spuneți numele dumneavoastră. Gabriel Prada, sunt internat. Am înțeles, Gabriel Prada, uite, nu ți-am văzut numele pe aici. Haide, te rog frumos după mine. Bun. Stai un pic. Deci, domnul Gabriel, vine în felul următor. O problemă, trebuie să vă... V-am aflat o problemă la rinic. Trebuie să-l scoatem. Din păcate. Da, dacă nu o să fie scos, în maxim o săptămână o să muriți. A doua la mână. Mâna ta dreaptă e ruptă, de la cot în jos. Da, la penis, după cum spune colega mea, cred că din cauza speriturii ești așa. Ați avut parte de o erecție și s-a rupt în două tot. Nu s-a rupt, colega, lasă, nu s-a rupt. Eu asta am văzut. E bine, ce vezi tu și ce zice aparatul? Acolo nu e os, puteți să coase. Păi, na. Fii atent. Am auzit că am mai făcut astea. Stai, că am mai făcut. Da. Trebuie să vorbesc cu un superior de-a meu, cu un domn chirurg. Asta cam o să dureze vreo 2-3 ore, ceea ce ți-aș recomanda să mergi să faci un duș, dacă poți. Nu mai știu pe unde. Sunt destul de nou și da, mă înțelegeți. Nu, cred că numai noi avem, colega, pentru noi. Dar în caz de ceva, stai că o să mă duc să-l caut pe un domn doctor și o să-l aduc aici. Ok? E posibil să se... O întrebare am. Pot după operația de la rinic, pot să o pun pe listă, să aștept pe un rinic, să-mi știi care e schema? Pentru chestia asta sunt alții care fac dializă și mai departe pentru în așteptare, dar o să vedem. Aici o să ia... Pot să o legătură cu un alt doctor, noi suntem doar asistență. Da, ai noroc că dacă încă ți-l las acolo, nu se mai trăiește. Da, așteaptă aici. Mă duc să caut pe cineva. Colegu. Da, spune. Ai habar pe unde ar fi un chirurg? Am nevoie să-i scoatem un rinic la un băiat. Să e posibil să, dacă nu-l scoatem într-o săptămână, o să moară. Și niște operații acolo, pe la cot, pe la mână, avem și noi nevoie de un chirurg. Neapărat. Dacă te rog să anunți, nu știu. E regulă, domnul, pe care l-am adus? Cum îl cheamă pe domnul? O să mă duc să verific. Domnul Carlos, dar nu i-a stat niciun domnul băiatul ăsta? Păi nu, că nu, eu am fost în altă parte. Acum vorbeam de chirurg, că trebuie să operez pe cineva. Da, uitați, îmi lasă, am văzut de regulă. Domnul, ok, eu n-am avut contact cu dânsul.
Ok, mă, voi interne. Colegul Arton, se poate vorbi? Poftim, Poftim? Voi poate nu vorbi? Este regulă? Nu este regulă. Da, nu știu. Și pe atunci ce facem cu băiatul? Păi nu, ai călcat pe urmări în timp ce te aplicai după altă. Păi, nu știu. Păi dacă nu într-o săptămână... Hai, mai mic orice. Nu știu că. Dacă nu într-o săptămână se duce, ce facem cu el? Ce șuncă visez, mă? Hai, ce faci, ce faci, Robingă? Băi, hai... Ce spuneți? Haideți, bă, gata cu chestiile astea. Vedeți că am și eu nevoie de un chirurg. Nu, este momentan nimeni în oraș, eu nu mă pot. Și atunci când să zic să vină? Sau să se întâlnesc aici, mă? Ai nevoie de radiografie? Nu, radiografie făcută, operația. Trebuie să scoatem rinichii. Ce mai mare? A făcut ce mare accident, a făcut accident, trebuie să scoată un rinic, dacă nu într-o săptămână o să moară și da. Păi eu nu mă pricep în așa ceva, deci nu mă pare. Mamă, frate! Aici nu. 519, zice... Hai că ai vorbit dacă e. Aici... Ia aici medicul. Domnul medic, vă pot întreba ceva? Uitam și eu, în legătură cu chestia, trebuie să facem o operație. Operație? Da. Hai, că am înțeles. Trebuie să scoatem un rinic la un băiat, e în sala de lângă, la așteptare. Dacă puteți să veniți să discutați. Ne-am găsit o problemă la rinic, trebuie operat, dacă nu o să moră într-o săptămână. A făcut mare accident de mașină și s-a umflat pe pânza aia de acolo de la rinic, știi? Aici, aici l-am adus pe pacient. Acolo e și hârtie, am lăsat-o aici. Bună ziua, domnul. Salut, o să vorbesc cu domnul doctor. Așa, domnul medic. Cam pe aici sunt toate, toate datele. Poți să-i îmbrățișezi pacientul două secunde? Da. Aoleu! Haide, stai că las asta aici. Nu-mi place, văd dacă nu... Ceva să trebuiască să-i pase penisul, în primul rând. Hai că penisul, colega... Ok, gata, îl sperii. Dar eu asta sunt de părere, din câte am simțit. Ah, că ai simțit. Ai simțit. Nu, colega, lasă așa. Hai, v-am lăsat. Du-te, colega, în partea cealaltă, dacă... Hai că mă duc la tine, că... Sperii, pacientul. Da, mi-a poate fac un infarct. Da, mai vorbi cu băiatul ăsta și eu am auzit că el știe să pase, deci... Nu no cos, eu nimic. Da, haide că... Uneori am auzit că poate să coase și cu gura, nu numai cu mâna. Cu toate alea. Cu mine vorbești. Da. Dar tu ne pune mâna pe el. Hai. Hai. Hai jos aici, colegul, să vorbim. Nu mă speră pacienții, mă. Dar cu ce-l băși pe la urmă? Cu mâna sau cu gura? Nu se ocupă medicul de el, nu. Dacă tu știi, eu nu știu. Aiurea. Hai că mergem la fiscia. Hai, du-te. Hai că eu-mi trebuie, du-te. Nu băgați să înseamnă pe colega noastră, dar noastră, cu penisul nu e, e în vână cu prinichii, cu mână care de la cot în jos a rupt osul. Păi v-am așteptat pe dumneavoastră. Repede. Mi-a fost pus o ateră la mână cât timp a stat în comă, dar acum nu mă doare și chiar nu mi-a dat seama că e rupt. Dacă... Nu, se vindecă pe perioada mai lungă. Dacă timp aveți atele, osul se sudează. Se întâmplă de la sine, mecanism. Păi să spună colegul meu, dacă el s-a ocupat până acum. Păi, în legătură cu operația de la Renic,
Deci fii atent, ai o pânză pe acolo, un exemplu, care ține rinichiul. De la, din cauza accidentului, ți s-a forțat prea tare și o să, e posibil să puște mai pe scurt, știi? Dacă nu, ți-l scoată mă fără. O să pot trăi normal și da, cu rinichiul? Da, 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 da. N-o atâta că o să, nu o să poți să bei atât alcool, un exemplu, nu o să mai poți să mâncați. Ce ai mâncat înainte foarte mult, mai multe lactate, acum prânzeturi. Să dau la medicină, nu? Pe te înțeleg, te înțeleg. Poți să treci cu rinic, da? Aveți mai mare de rinic, fiindcă aveți unul singur. Dacă aveți doi, puteți să abuzați mai mult, pentru că aveți o rezervă, dar în cazul ăsta... Când mai bea o dată pe săptămână la petrecere? Mă, nu prea ți-aș mai recomanda deocamdată până se... E mult ușor. Mai ales până se vine cu totală operația, până se învață organismul să funcționeze cu unul singur. Să înțeleg că sunteți de acord cu operația? Da, ce să fac, e că se mor. Mă duc să-i pregătesc cu tarcă ceva, să-l pregătesc de operație? Nu, cred că poate să-i țină pe picioare până în sală de operație. Da, da, da. Hai, da, nu. Haideți că mă duc să-mi iau mască atunci pe... Sau lasă până... Nu, no, ar trebui să ai. Da, mă duc repede. Mă așteptați-vă aici. Am înțeles, colega Denisa se bagă în baie. Ceapă? Bă, ce faceți noi aici? Mă duc la operație. Am înțeles. Nu te duci, colegul? La operație. Ce groază? Trebuie să scoatem la unul rinichi. Aoleu. Hai, deși tu să-mi vezi. Denisa nu mai veni. Așa, să vă întreb ceva. Ce care rup și penisul ăla, nu? Nu, mă, că Denisa a spus de chestia aia. Da. Rupt-o mândră. Bun. Mai am experiență. Dorul medic, am venit și cu încă doi colegi ca să mă învețe și ei. Ok. Dacă se poate. O să fie caz de anestezie totală, pentru că sunt foarte multe organe care ar trebui anesteziate și... Anestezie totală? Da, 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 o să dormiți foarte bine și vă treziți la final. Nu vorba de organe interne foarte rare. Se face locală. Colegul, pe și chestia aia cu penisul mai e valabilă? Nu, mă, nu, mă. A, păi eu vreau. Doamna asistentă. Trebuie să o pune pe dinte să vă facă. Da, în fine, hai să... Poate să lucreze după, da. E bine, domnul din operație întâi. Poate aia și conveni un pic, zică. Haideți. Mi-e foarte frică. O să nu simți nimic, zic eu. Hai, colegi. Da, mi-e frică. Nu simți chiar nimic, adică bine, un pic de așa. Da, nu-i bai, că o să dormi. Poate găsesc ceva frumos. Capțele sunt ușile lui Dumnezeu. Ți-vă un salon. Cel din stânga sau din dreapta sunt identice, dar așa, după comoditate. Ok. Am fost total la venit mai operați. Nu știu să spate de mine. Dar înainte dați-vă hainele jos, zic și eu, sau? Da, doar cred că vă trebuie de jos. Am înțeles. Încercați să urcați pe ce, pe la scaun? Am făcut pe la scaunul meu, pe la... Așa. Pe partea cealaltă, dacă vă rog. Pe spate. M-a încercat să stați ca și cum ați stat pe targă, dacă mă înțelegeți. Hai să o lăsăm așa. Hai că ne descurcăm și așa. Da, hai că... Ce spuneți? Să mergi mai departe la apelul, cum n-ai nici masca. Ok, dar nu prea zis. Ce spuneți dacă n-ați dat un medic? Ce trebuie pregătit? Prima dată să pregătiți anestezia. Colegii? Să găsiți masca de... Injecție masca sau masca? Vedeți nu, că masca, masca. Uneori am alergia la anestezia locală, trebuie să nu fie caz. Nu, nu, nu. Cum facem total, e total altceva. Am 67 de kg. La o înălțime de? 1,75. Da.
posibil să ating gravitate după operație. Asta ar fi ultima problemă. Da. Să vă rog să ne duceți o cutelie cu anestezie și masca pentru domnul. Acum. Hai că le desinfectezi încet. Da, da, da. Mamă, la ce... Ah. La cerni chiar e... La cel stâng? Da. Cel stângul. E masa fix lângă el, e ok, pot să... Foarte bine. Gata, Dominic. Toate sunt dezinfectate. El ar trebui să... Hai să vă arătăm locul. Așa. Domn chirurg, există dușuri în spital. Cred că este de la noi, la vestiar, dar... Mi-a recomandat domnul doctor să facă duci. După oricum, după aia va trebui să... Cred că te vei duce acasă, știi? Masca, da, sunteți pregăti, da? Da. Nu o să mai simțiți nimic. Nu o să mai simțiți nimic, oricum. Pot să număr de la 10 la 1 să văd dacă rezist. Da, 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 exact. Da. Asta voiam să vă spun, asta trebuie să faceți. Gândiți-vă că totul o să fie, ok? Vezi trei după aia și hai, spor la muncă, colegii. Domnul doctor, după dumneavoastră. Îmi ziceți când ați injectat, pot să nu... În salon câți asistenți au rămas? Nu știu. Văd că s-a cam umflut. Îmi trebuie decât doi băieți, nu este nevoie de mai mult. Păi prima dată eu cu domnul a venit. Ei, am fost voi doi, v-a adus de, da. Eu v-am adus. Ok, atunci veniți voi trei și voi pe salon, vă rog. Pe salon sau la intrare, nu este nevoie de așa de mulți. Ia mă, Tamas. V-aș vrea să rămână doar un asistent aici. Da, mă scuzați, băieți. Mă duc eu, colegul, stai la coleg. Amândoi trebuie să mergeți. Da, bine, hai că rămân eu, tu nu... Nu contează, hai că vă ajut eu. Trebuie să dai drumul ușor la butelie și să nu mai ajut la 10 minute. I-a dat... Da, ok. Să nu mai ajut la 10 minute, da? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Gata, e dezinfectat în zona în care asta l-am ras un pic cu bicul, știi? Ok, să-l conectezi la aparate ca să putem să-l mai impuls. Da, da, da. Gata. Pulsul e de 80, din câte văd. Stai să pun niște ventuze pe la inimă și pe acolo. Ok. Deci una spuneți la inimă, mâna dreaptă, unde se ia pulsul normal. La gât. Trebuia să dăm CTD și jos. Na, să-i fi pus acolo. Nu e nevoie. Ah, ok. Gata. Deci eu din câte văd acolo, 80 bătăile inimii, 110 tui, cam descare de pilot, mai mult, nu de... Da, 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 să-ți dai seama, e speriat, e. Da, da, da. O să-i treacă până atunci. E locul dezinfectat, domnul medic, deci puteți să începeți. Să luați forfecele, tot. Pistole. Poftim. Nu aici. Stați, bă. Denisa? Da, da. Dincolo cu ei. Are nevoie pentru radiografie. În celălalt salon. Mai unul, mai încolo un pic. Da, da, da.
aștept două medica. Păi să mă tinde așa peste masă și mă știu că masă. Ce să facem rapid ca să nu pierde prea mult sânge? Haideți două numeric să vă dau un pic acolo pe la frunte. Că deja ați obosit. Mai e altceva? Mai aveți nevoie? Mă doare piciorul ăsta. Să-mi spuneți. Știu ca să-mi vezi exact cum se... Sigur, sigur. Știu de ce l-am deschis aici, da? Mă, la puls, deocamdată pulsul e în regulă. Ok. Dezegri aici, da? Asta mai deschis un pic față de restul. Da, 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 da. Domnul, vă puteți da casca din noastră două, de cap? Da. Două tuburi, vezi? Da, hai, da, da. Stai să mă duc dincolo. Trebuie să... Hai. Trebuie să le tem, după aceea să le închidem pe ambele. Am înțeles. Să pregătesc un nac sau cum cu laserul faci? Că laserul e deasupra ta. Eu cred că mai bine cu laserul, că nu mai complicăm după aia să vine să le mai scoată. Mai bine, da. Cu laserul se închide de la sine, rama. Ok, stai că mă duc să dau drumul la laser. Deocamdată și las așa pornit. Da, nu, nu. Da, da. Da. Ok. Ok. Îl manevrează dumneavoastră, domnul Miric. Ce cauți? De aici, nu? E băiatul cu Rinichi. E cu Rinichi. Ah, da, 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 da. Ah. Fractura. Da. Mă așteptam să vedem ce. Acolo, jos. Mai are probleme? Nu știu, pune mâna și uite-te. Glumez, nu. Da, păi ăsta e jobul meu, stați așa, mă. Doamne, ferește. Eu sper să te dai puțin în spate, Denisa, pentru că o să pornim laserul și... Pornim laserul, Denisa, du-te mai încolo un pic. Stați așa puțin, aoleu. Trebuie să-i facem cât mai cu reparația asta să nu pierdă prea mult sânge, este deja deschis. Cam la câte grade poate să ajungă deja un laser de genul domnului. Nu dați cu laserul pe mine, mă vrăjiți. La câteva sute, nu știu exact. Mă vrăjiți și pe băiatul ăsta. Cam la vreo 500 de grade, cam așa ajunge, nu? Dați-vă, vă rog, pantaloni, că altfel nu pot, mă scuzați, dar asta e sub anestezie, e sub anestezie, doamne. Poți să te ocupi după de situația asta. Da, serios. Nu e cazul acum, mai ales cu... Ți-ai acoare pieptul deschis pentru... Da, serios, o locul, da. Aoleu, guys! De ce n-a pus în salon din asta? Denisa, du-te, pregătește un scaun și padul aici, știi? Ca să punem după aia pe scaun. Eu mai am un băiat aici și trebuie să îngrijesc. Du-te și copete de el până te gândești la operație. Hai că nu mă uit. Sau las, oricum nu mă afectează chiar așa de tare. Băi, băi, dacă vă place acest roleplay, e random. Am vedea mintea pe server și... voi edita treaba asta. Da. Da, 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 păi mă uit acolo deocamdată. Hai că e perfect. Am și eu pe camera aici. Da, 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 e perfect, e perfect. Ok, primul tu văd că s-a tăiat perfect, începe deja să se strângă de la sine. Doamne ajută. Pulsul încă și bătălia inimii este toate în regulă din câte văd. E stabil? Da, 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 da. S-a calmat încet. Posibil să viseze la femei, nu știu.
altul. Da, te l-am rezolvat pe băiat acum. Dă-te-l în scaun, dă-te-l în scaun. Că trebuie să-l ducem în salon. Ce să mai zice domnul medic, ce să face acum? Acum să-mi aduci la dacă viață ca să păi leva mai mic. Ok. Ah, mă, ce greu. Unde-l pun? Domnul medic. Ține aici, că trebuie să-l punem imediat. Ok. Vedeți că e chiar plin, adică... Na. Foarte bine. Nu vreau că asta merge la... Am vrut să zic ceva. Mi-a plecat pacientul? Da. Mai era un pic. S-a sănătoșit, e ok. Da, avem ridicul, îl ducem la... Da, e problema că el era deschis. Poate aștept, putem să așteptăm câteva minute, poate se întoarce. E posibil de la știezul nostru. Da. Dar n-a stat mai mult de 10 minute, nu pe masă. Băi, ba. Să știi că da. 5 minute a stat. 5, dar nu 10. Să-l fi dat afară. Nu am timp de să știu. Două secunde. Nu mă uit pe asta orașului. Hai, posibil, văd că acum un minut a fost cineva dat afară din cauza asta. Da, posibil să fi fost asta. E posibil. Îl așteptăm acum. Da. Băi, am avut multe de învățat astăzi. Da? Chiar mi-a plăcut acum operația asta. Chiar e prima la care particip. Da. Nu mai... Da, poate sunt alții. Vedem. Dacă nu, da. Asta e, rămâne cu aia deschisă și ca zombi, știi? Se coase singur, da. Da, nu... Am mai văzut asta în filmele Matrix. Ah, ok. Perfect. Hai să... Stai să iau asta de pe masă ca să pot-o pune. Da. What the fuck? Ai chiar nevoie de targa, de corecție? Da. Acum mai avem un pic și termină operație. Mersi. Puteți, oricum a spus, deja are nici înăuntru. Da. Nu să-l pun în altă... Da, la... O să ocupe cineva de la curățenie. Da. Nu mai stai că-l pun. E transferabil, sigur, nu e. Sigur, hai că-l pun aici la postul pe noi. Așa. De altceva mai aveți nevoie? O să te găsesc acum să-l iese. Să-l trezim? Nu, trebuie să închidem aia acum. Înțeles. Să închidem operația. Pe tot cu laserul. Nu, e destul de deschis aici, se face cu sucurile. Am înțeles. Domnul meu, nu vreau să zic nimic, dar cum să nume alea...
Micuța acul cel. Și ac... sutul chirurgical. Sutul e sutul, ața. Sutul, am înțeles. Ața, da. Stai că mă vin dau la dumneavoastră. Poftim. Stai să vă mai am și eu un șervețel să te mai șterg. Este stabil în continuare. Se vede. Se vede acolo pe aparate sus. Foarte bine. Mă uit constant la ele. Cum se poate, se vede și locul unde, păi, e ok. Foarte bine, acum dacă să-l curățăm aici unde eram pusut, să-l dezinfectăm, da, foarte da. Bine. Poți aduc, nu știu, ceva, borcan, mă rog, borcan sau ceva, nu știu ce să mai pui, vata aia. Sau să mai dau vată? Puțină vată, dar să-l părăța mai ieși și nu. Poftim. Mulțumesc. Să fii sănătos. Aoleu, dacă te mai pipăiți pe băiatul ăsta, ne să fugi rău. L-ați verificat acolo unde trebuie. Ți-am lăsat să-ți plăcerea, cum am terminat cu nimic. Dar l-am verificat eu, dar v-am zis situația. Doamne, Denisa. E un caz foarte grav. Da, da, da. L-am și coițat, acum îl mai lăsăm puțin să odihnească după... Denisa, ia-l dacă te rog și până pe scaun și du-l în salon. Alina, mai stați un pic. Hai că... Mai stați un pic să... O să știu că vine de la sine, din anestezie și după aceea să-l transportăm. Am înțeles. Hocus pocus ăla... Trezește-te, bă! Aia, nu, că am crezut că așa să trezești în pace. Stai, ce? Nu, se trezește singur. Mm-hmm. După anestezie, fiindcă știi că nu ține... Da, maxim o jumătate de oră, cam așa. Cam așa. Oricum a mers totul bine. Noroc cu mine, nu știu ce vă faceți fără mine. Da, da, da. Da, colega, coleg. Colegă, vezi că dai cu capul în față. Ne auziți? Da, doctor. Se observă. Spuneți. Dondo, sunt bine? Sunteți bine, dar am reușit cu succes să vă... Noroc cu mine, nu știu. Să vă eliminăm acele mici. Am o rugăminte. Spuneți. Pot să-mi văd rinichiu. Hai că asta în operație. Nu, nu. Este cazul deocamdată. Nu cred că e cazul încă. Păi arată. Păi vi l-am înlocuit acolo, unde a cusut, că nu mai era carne. Aolo. Te rog, rămâi la... Ce ai fermit tu la internare acolo, la afișe? Ok, după ce vă mai reveniți. Poate atunci. Eu v-am zis situația. Domnul... Hai să-l ajutăm să se pună pe... Hai să-l ajutăm. Denisa! Las. Colegul, dă-te după Denisa. Nu, hai. Că dacă te... Ajută-mă să-l luăm de celălalt. Așa să-l punem pe scaun. Haide. E ok. Hai că... Te-a luat și domnul medic și eu. Am înțeles, colegul. E bine? Domn doctor, nu mă pot pune. Aaa. Faceți puțin deloc. Haide. Nu mai e nimic de făcut spitalul ăsta. Nimeni nu se mai rănește. Domn doctor, nu mă pot pune, nu mă lasă picioarele. Okay. Am înțeles. Puneți-vă, uite de aici, de unde m-am pus eu. Înțeles numele. Mă duc să mai aduc un scaun. Se face. Băi, băieți, dacă v-a plăcut rolul pe care s-a făcut acum, închirează scaun cu rotile. Deține... agitată! Du-te, bă, de aici. Ok. Colegu! Deschide-mi, băgam de-aș pula, că mă duc. Bă, dacă știi că puteam claxona, era clar. Colegu, deschide-mi și mie. Da,
Ce ușă? Ușa asta de aici. Bă, gămi ești. Las! Aaa, Dumnezeu! Bum! Hai. Hai încă o dată. La care, la internet? Hai, colegul, da, colegul. Hai, am înțeles. Stai cam loc să scot pe asta. Încercați cu spatele, încercați cu spatele. Hai că... Mai bine pe spatele, vă zic. No. Tu, deschidem ușa aia. Colegule, ce faci? Am înțeles. Ușor! Hai, de mă! Stați un pic, trage de ușa asta. Facem un fel următor. Domnul... Haideți acum. Nu știu ce zic, dar vă iau pe sus. Încercați acum. Domnul, tot nu pot, nu mă lasă să mă pun, domnul. Hai că te iau pe sus. Iară, mă simt. Așa, încep salonul tău, domnul medic. Ușor, domnul, că mă atingeți la operație. Ușor. Deschideți-mi ușa dacă se poate. Asta este, trăim în România, nu avem echipament. Nu că nu avem, dar... Scaunele sunt stricate. Tărcile la fel. Tărcile la fel. Să mai întâmplă. Hai că aici e colega cu... Da. Cam la intrivate. Am obsolet de plus. Are și aici pe asta. Un are și pe toate. Un pic mai acolo, domnul, dacă... Ah, bine. Am observ că încă nu-i curățenie. Mă... Va trebui să te odinești, am cam cât, domnul medic? Două ore, cât simte el că este... Poți fac o rețetă pentru calmante în caz că o să aibă dureri din cauza operației. Sau, domnul, da, și după poți să vin la recepție? Da. Pot să dau fișa la un coleg al meu și de acolo el se va ocupa de tine, ok? Bine, domnul doctor, vă mulțumesc. Să nu aveți pentru ce, sunt asistent, nu. Domnul, colegul de lângă mine e doctor. Nu contează, pentru mine tot doctor sunteți. Vă mulțumesc. Domnul doctor, ce pastile să... Avansați-l, că merită. Te ocupă bine de pacient. Nu, trebuie, stai liniștit. S-a descurcat foarte bine, într-adevăr. Am arătat că mi se face prea mare prasete. A, că aici aveți și de cafea. Domnul medic, poate să bei cafea, nu? Medic, am scos căruciorul de acolo. Ok, duceți-le la loc, căruciorul de toate, că nu am nevoie. Cred că e... Hai că au dormit. Ia nu se pălzi pe masă, rețeta? Da. Lasă-i acolo și o scrisoare că poate să bei cafea și așa mai departe. Lapte de recomandat. Băi, vezi, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de butonul de like și subscribe. Eu am fost HyperCD și sper că cu acest roleplay... Salut, te-ai jucat ceva? Ia-le pe Boogeyman! Băi! Auzi, bă? Ba, vreau să fac un pic de Caterinca. Domnul, vă rog frumos să ieșiți din salon. Da, când intri pe server, te ca spawnează pe aici. Da. Nu mai zic nimic. Hai să vedem cam cât sus. Bă. Eu m-am făcut un pic așa treaba. Haide să lăsăm. V-am spus, am mai fost medic pe alte servere. Știu cu ce să mănâncă. Mai tot eu niște cuvinte, dar se întâmplă la toată lumea până la urmă. Și... Da. Doamne ajută. Hai că... Cred că nu m-am bani la mine. Am și tot. Lăsă un pic să obicnească, hai să rămân loc până... Bă, se pare că o să mai continui un pic... Propriu. Hai, Dumnezeu.
Păi și ce facem? Trebuie să mă dai, trebuie să mă duc. A. Să mă discutăm puțin cu el, să mă relax, să se întâmplă. Cu deala se ocupă careva asta. De bugii mei în ăla. Trebuie să mai fie și eu Chișor din spital pe undeva. Vedem. Aia ce fain. Bine că poți supraviețuit, adică ți-am spus, i-am dat o săptămână. I-am dat o săptămână maximă, adică s-a putea umfla rinicul ăla în așa fel încât să puște în el și era mai rău. E mai rău să puște un rinic decât apendicita. Să vedem, să sperăm. Ce? Am înțeles. Trebuie să mă duc să-mi schimb și eu hainele. Că-s totul topătat. Da. Sunt și un call sign al tău. 532. 532? Stai un pic. Cred. Ia că văd ușa. Văd ușa. Ușa lui Dumnezeu. Domnul doctor, m-a trezit. Domnul, haideți să haideți în salon. Umblăm așa pe holurile spitalului. Hai că am înțeles. Deschide și mie carvasa. Tătăi. Așa. Ați sună cum de vă simțiți mai bine? Dau în picioare acum că după ea nu vă molesc. Mai bine ar fi să iei un loc, că nu... să nu... piși din picioare, adică na. Până într-un spital. Cum vă simțiți? Mult mai bine. Obosit puțin, dar mult mai bine. Se înțelege, este normal să fiți mai obosit după astfel de, de intervenții. Îți dau o cafea, ceva, să pregătesc? Are voie să bei de un numeric? Bine ar fi să nu, cafeină, alcool nu, e de evitat, nicotină la fel. Nu, no, nu fumez. Foarte, e de evitat, l-am scris acolo pe rețetă ce trebuie okay. Să evitați. În schimb lapte, dacă vreți puteți să, să beți, vă ajută. De exemplu, acum o să pot, nu știu, să... un singur inic nu are cum să-mi filtreze atâta sânge, aș putea, nu știu, să beau jumătate de litru de apă, așa, în 5 minute. Apoi puteți să beți, nu este o problemă. Da, gen, nu... nu stresează niciun fel, nici. Nici dacă beau foarte mult de timp scurt, eu beau undeva la 500 de pe zi. Așa nu. E destul de mult, dar apa în principal cât timp este curată și cu un nivel normal de pH, ea trece foarte ușor prin rinichi. Nu prea aș recomanda... Trebuie filtrat foarte tare cum este alcoolul, v-am spus, cafeina și alte substanțe sunt foarte greu de filtrat și atunci apar probleme. Ok. Trebuie să evitați, dacă făceați abuz de exemplu de mâncare, de sim, de băutură, de orice, la jumătate sau chiar mai puțin. Stai să spară asta, să fac o poză de thumbnail. Pot să fiu externat? Dacă vă simțiți bine și puteți să mergeți. Eu mă simt bine, eu mă simt bine. Așa. Episodul ăsta se va și posta, e clar. Da. Foarte bine. Vă rog frumos să vă îmbrăcați și vă așteptăm afară. Să vă luați și rețeta de acolo. Azi domnul medic după de noastră. Da, da, așteptam să vină bine. Nu știu ce au ușă lasă, dar sunt prea grele pentru mine. Unele sunt, dar unele sunt esenții. Domn doctor. Spuneți. Mi-am pierdut tricoul, pe bune, chiar nu-l mai găsesc. Tricoul cred că l-ați lăsat în sala de operații. Mă duc să vi-l aduc? Da. Poți să te încalți sau? Stai, stai până aici. Da. Până aici pe asta. Dar tricoul nu-l mai găsesc. Da, e posibil să-l fi pierdut. Pe undeva, da, o să-l căutăm, dacă nu... Na, vedem. În rest, cum vă simțiți? Aveți amețele, aveți... Nu, puțin obosit de la somn, de m-am oleșit. Da, da, da. Uiteați, nu știu. What the fuck, Rumine? Cu domnul ce aici? Te invit afară, nu știu, din cerul la mine. Du-te! A, înțeles. Impostor. Să joacă o femeie ceva. Ce-ți domn doctor, mă zgârie pe operație, nu pot să-l pun.
Mai. Mă strâng. Trebuie să merg să-mi cumpăr alt tricou mai larg. Nu pot să-l pun, trebuie. Las că să-l... O să-și cumpere unul mai larg atunci. Îl dai acolo să-ți rămână și... Na, haideți, domnul. Am înțeles. Dacă vrei să-mi pansament peste acea... Peste cusătură. Da, degeaba, degeaba. Tot. Mai bine o să-mi la aer liber să vindeci mai repede. Okay. Cum considerați? Bă, până acum o fac. Pot să merg. Încă mâna cât mai trebuie să țin în... Mă... Cât ați spus că ți-a avut-o două săptămâni? Da. Încă două ar trebui. Mă, uita de mâine să fac o presă, îmi bag pula. Deci nu pot să fac duș cu gipsul, n-are nimic. Trebuie să se afară. Încercați-l, nu, eu când aveam mâna gips, puneam gipsul într-o folie de plastic, folie alimentară. Am înțeles. Și înveliți cât mai bine gipsul în plastic și totuși evitați să nu-l scufundați cu el. Hai că mă duc să spun un coleg acum, ce dracu se întâmplă aici? N-am nicio idee. Colegul. Mort în casă. Ce s-a întâmplat aici? Ce s-a întâmplat aici, colegul? Am fost și noi plecați 10 minute pentru o operație și... Domnul, ce contați aici acum azi? Dați-vă mai într-o parte. Eu? Haideți să-mi fac eu? Fișa de... Hai că... Că văd că colegii mei sunt prinși. Ocupați. Sau îi faci tu fișa de externare? Bă, colegul Moz? Vedem în 5 ani, o să dau și la medicina anul. Vă așteptăm, mai curând. Să se nască pe externa, vă face fișa și tot ce trebuie. Stai un pic, dai și mie buletinul tău de acolo frumos. Acum, stai să dau. Trebuie să avem mai multe dovezi, știi? Poftim. Domnul Preda Gabriel, în vârstă de 22 de ani. Da. Xerox. Stați puțin că-l trag un pic acolo la... Să avem și noi o copie și dura noastră. Poftim, stai să vă-ți dau acum și buletinul. Poftim, domnule. Domnul Preda. O zi frumoasă aveți, în caz de ceva, cred că avem taxa aici care se ocupă afară, dacă nu... Da, o să comandăm, ți-o vedem. Mulțumesc, pe zi bună. La fel, la fel, salut.